Am venit la voi. Da? Ce faceți? Bine, da. Tu ce faci? Opa! De ce în orașul ăsta? Hai să trecem la treabă, da? Dom'le, da. Vrei să trag masa mai către tine să te apuci de treabă sau te ridici? Hai să te ajut. Haide să vă zic un secret. Stai, că nu e așa. Eram la cură. Ei, lasă, când vii la noi nu ești la dietă. Eu îți spun că poți să mănânci cumva de aici și să nu fie grav dacă ești puțin atent. Păi da, stai să spun. Cu ce vrei să începi? Eu aș mânca tot. Încet așa. Dacă sunt la cură, bine, ce spui? Deci cartofi prăjiți, shawarma, wedges, cum se numesc acest cartofi, e un hamburger cinstit. Ce bine, am prins-o bine azi, chiar mi-e foame. Cu ce vrei? Deci, un hamburger, o shawarmică. Vreți să mâncăm așa în oraș cu furculiță? Nu, simte-te ca acasă. Da, exact. Vrei dulce acum? Cum nu-ți dorești așa să mănânci? E mortal, e dulcele mele. Eu nu mănânc dulce. Și urma asta cu dar ce a fost așa de drăguț să mi-a pregătit? Stai că nu te-am pregătit, dar nu-i chiar așa. Deci cartofi prăjiți. Deci avem aici, ia. Ia să vedem. Avem și urma, să știi că îmi place, dar da? Nu-mi permis să mănânc oricând. Picante, nepicante, cum? Mm. Să vedem dacă te-am nimerit acum. Chiar că îmi plouă în gură și mie, arată absolut super. Arată bine, da? Da. E tot proaspăt. Dar ce nu poți să mănânci shawarma decât să muși din așa? Hai să tăiem cumva, ce să facem? Și o să-mi... De ce m-am spus să cânt înainte? Da? Lasă că nu e niciun fel de problemă. Să plec așa cu rujul meu. Da, o să vorbesc eu mult până când o să poți să cânti. Am da. Plouă în gură, ce să zic? Și nouă dacă stai. Foarte poftijos, da. Să zic ce crezi că am. Ideea este că vezi că în timp ce mănânci în trebuie să răspui mănânc, anumite exact. Lucruri, da? Ce? Să ne răspunzi la întrebări. Lasă tu, începi să mănânci, că văd că mai mult cu pâine. Deocamdată o drejdă în pâine, văd, da? Da. Foarte frumos, bravo. Nu, aș vrea carne, că știi cum e carnea, nu prea îngrașă, așa mi-a zis nutriționista mea, Simona. Ia și puțin cartofi. Care a fost cel mai greu moment pe care l-ai avut pe scenă vreodată? Ah, cel mai greu. Mănâncă, domnule Covintir, mănâncă. Asta, mi-a sărit un dop de șampanie în față, cu șampanie cu tot. Adică cum, un dop de șampanie? Adică le eram când bacă, 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 bacă. Poftă și... bună, mamă. Nu, vezi că n-ai nimic în gura, așa, gata. Mm-hmm. Ideea e să ai ceva în gura. Și cum, adică, și unde ți-a sărit pe aici? Direct în față și toată șampania aia și am înghețat pe șână. Era 12, noaptea de revenire. Și era afară? Mamă, ceva frumos. Bun. Nu stai bine, lași. Soțul tău cum gătește acasă? Sau ce faci? Niciodată. Asta e mâncarea lui preferată. Asta e mâncarea lui preferată? Da. Bravo. Tu gătești, înseamnă. Și tu nu mănânci cu el? Mai mănâncă, el gustă, eu mănânc tot. Da? Mi se pare corect. Și care e mâncarea lui preferată? Adică de la tine, stai mai, nu? A, de la mine? Da. Măi, îmi place un sos din ăsta oltenesc, care îl fac eu cu roșii, cu usturoi. Oltenesc? Oltenesc. Olele, dar ce are sosul, dragă? Olele, auzi, apropo, băi, olele, am fost de Paște. Mănâncă. La Craiova și... Mănâncă, mamă, mănâncă. Și la biserică tot mănâncă. Nu te aud dacă nu mănânci. Așa. Să vorbesc cu gura plină. Da, păi asta e ideea. Asta e ideea. Deci să sunt educată. Uite cum sunt aia acolo, vezi, vorbesc și mănâncă. Așa e treaba. Așa și... Asta e modelul, zi. La un moment dat vine, hai plecăm acasă și o femeie, femeile, vecinile mele de acolo din cartier, din Baniera Vâlci, unde merg eu la biserică, deci unele muică, unele soțul tău. Da, ai văzut? Deci am leșinat, de atunci ar numai unele muică, păi zicem. Păi chiar dacă asta unele nu este de la nemărit, spunea unele. Da, da, el așa foarte simpatic, unele muică. Bravo. Bun? Așa. Bravo. Poftă bună. Bravo. Așa. Hai, te ajut mâna, puțin domnule, să dai drumul. Atâta... Așa, bravo. Asta se cu mâna, să știi. Știu, da. Cu mâna. Păi nu te faci... Auzi, ia, e adevărat că muzica populară este locul în care sunt cele mai mari invidii din muzica românească? Așa e. Zi, bagă. Măi, am mai simțit și o chestie asta, dar nu le-am luat în seamă. Auzi, stai, te vreau să... Te-au mușcat, dar n-au luat foarte mult. N-au luat valul meu. Ca să mai pun eu acum ceva. Să mai ia. Care a fost lucrul care te-a deranjat cel mai tare din ce s-a spus despre tine? Că am fost ajutată. Ia, bagă. Ai fost ajutată? Nu te-a ajutat să mănânci acum, după aia vorbim. Nu, de așa, că am fost ajutată să ajung unde sunt. Eu chiar am așa vrut Dumnezeu și am muncit, nu știu. Adică ai fost ajutată de oameni din Breasla, ca să zic așa. Da. Și n-ai confruntat acel om? Nu. Ai trecut peste. În general faci treaba asta? Da. Lași de la tine. Da. Și în timp nu te frustrezi? Nu. De ce? E scorpion. E bine mai târziu o să-i scoată ochii ăștia liniștită, nu-ți face probleme. Părerea mea că e mai bine să-i spui unul în față. A, păi da, spun în față, dar dacă și cât ai spune unii înțeleg, unii nu înțeleg. Așa e. N-ai cum să... Cam vrea ce faci. Îi lași în pace, în voia lor. Zici și mie când te-ai... E cu pâine. E cu pâine, da. Zici și mie când te-ai... Și cu mâna, dacă se poate. Și cu mâna, se poate. Mănânc-o după aia, sta să cânt. Băi, e o fată fină, a mâncat shawarma, dar a mâncat o frumos. Așa, mâna, e ok. Da, să știi că da. Zici și mie, când te-ai enervat cel mai tare în ultima vreme, așa, deci ceva să sară țandăra rău?
Până în Paști. Până în Paști? Ce te-ai enervat? Ce ai făcut, drag? Ce s-a întâmplat? Ne-a venit șechiria și ne-a distrus casa. Ne-a distrus casa. Da. Ce ți-au făcut? Și nu ți-au ajuns banii din garanție ca să repar, nu? Nu, că au plecat. Calab. Te-au lăsat și cu datorii la și fără garanție. Tot și cu de fapt. Asta a fost groaznică. De ce ți-au făcut la casă? Au băut, au mâncat sticle sparte pe jos, au pahare. Îngrozitor. Cum or putea să fie unii așa? Nu știu. Dar m-a deranjat foarte tare. Mai dezordonat. Nu, chiar mizerabil. Dezordonat. Și nu puteai, nu mai aveai pe unde să-i prinde, ori scoate ochii, nu? L-au blocat la telefon. M-am dus la poliție, poliția a zis că dacă nu s-a furat din casă, nu ai ce să-l faci. Deci vine unul, îți distruge casa. Nu e niciun vandalism, nu se pune? Nu. Nici în momentul în care semnezi contractul cu ei, nu poți să pui o clauză. Nu poți să faci mare. Nimic. Nu poți să faci mare. Deci totul recuperezi din acea garanție. Dacă garanția nu acoperă, la revedere. M-au sunat că, vă rog, mi-a murit părinții, că nu poți să dau banii acum și tu, de fapt, e ultima chirie. Da, e un risc pe care trebuie să ți-l asumi. Da. Bine că a fost doar atât. Te-ai enervat tare. Mănâncă, mamă, că de nervi să mănâncă. Ce faci când te enervezi? Cum reacționezi? Plângi? Plâng foarte tare. Și înjuri? Nu. Nu? Nu. Dar nu te exteriorizezi? Dar așa te exteriorizezi plângând? Nu, foarte mult. Și ce faci? Te plâng mult. Cât plângi? Cât ai plâns cel mai mult? Câteva zile. Pentru asta ai plâns câteva zile? Nu, pentru asta nu am plâns, că n-aveam de ce să plâns, dar m-am enervat foarte tare. Și când plângi câteva zile? Depinde, da. Când sunt afectată de situație, plâng. Chiar dacă eu râd tot timpul, mai și plâng. Adică plângi câte 2-3 ore, după care trece ziua iar, o iei de la capăt. Dacă mi-aduc aminte. Dacă mă duc în altă parte și nu mai există să mă scoate cineva, nu... Foarte frumos. Bun. Deci, și soțul tău, cum te... Sau te scoate din stare? Reușește sau nu reușește nimeni să... Ia stai, mănâncă și la. Mănâncă, mănâncă. Ce ai, bă, bebe, iei tot în seamă. Păi și tu nu-i zici, insensibilule, cum să nu iau în seamă? Îi zic, da, dar el zice, dacă te pui în amintea tuturor, o să nebunești, așa că mai bine nu... Auzi, tu așa... El e foarte pozitiv, știi tu cum e. Da. Și e așa, superficial. Da. Mamă, dar e și cald. Nu-i superficial, mă, e un băiat... Păi de-aia zis el. Nu așa la chestiile astea, nu le ia în seamă, nu. Nu, mă, bărbații sunt așa mai superficiali, da? Femeile sunt mai deștepte și mai... Da? I-a zis la el. Mai cum? Bă, după ce că pui și cerușa în cap nu vă convine? Păi ea, nu, am zis, bine. Bravo. I-am fost de acord. Te rog frumos, cu puțină, ia cu puțină apă. Dar spuneți un bar de vin așa la cina asta, adică... Păi mai, dă-mi da, mai, Claudia, dacă viitoare promite mecare albă. Alcoolul, dăunează grav sănătăți, puteți să bem în direct mai cu coara. Deci îmi permit. Am înțeles, se pare corect. În pauză. Stai, rezolvăm. Ia cu puțin, lasă-mă fata să bea, că trebuie să mai mănânce, nu mai are un să intre, să facă puțin loc. Stai cum, nu? Avem și desert, amandina, așa, savarina, am venit însoțită, poți să chem ajutoare dacă... Așa, ce mai dorești să mai balotezi de aici? Ce să mai doresc, că am mâncat tot. N-ai mâncat tot, uite cât am mai rămas așa urmă. Doar atât, dar nu după așa cu mâna, să nu mă vadă totul. Bravo. Cum am ujesc pe față. Trecem la meserie. Vreau asta să-mi gust. Da, da, să uităm la o parte, doamne. Deci aș vrea să nu se uite mama la această emisiune. De ce? Deci, trebuie să înțeleagă mama că acesta... De la Craiova. Așa. A fost ziua verișoarei mele, Mariana, născut la mulți ani. La mulți ani, Mariana, da, ne-a povestit și Silviu Prigoana. Așa, a fost, da, a fost numele. Da, cu avion. Mihaela. Da, cu avionul. Eu nu știu. De la el. Așa. Și bineînțeles că am fost la mama la Craiova și mama mi-a zis: nu mânca aia, nu mânca aia, nu mânca aia, nu mânca aia, că trebuie să slăbești. Așa mi-a zis mama. Păi nu, dar deci, trebuie mama, să spui, deci să dai vina pe mine și pe noi. Da. Și cum avem... Dar eu n-am niciun vin, am pregătit eu. Nu, este vina noastră. Televizor m-a pus să mănânce. Da, dar este totul de dietă. Dar cum? Eu am făcut tot ce vedeți aici. Nu te îngrași. Totul este bio. Uite, salată, iarbă. Da, da. Adică... Măi, vrei să asta cu iarba în sezonul ăsta, te rog să termin. Asta e soful de roșii, adică tot legume, înțelegi? Nu s-a atins nimeni de el. Nu, asta e suflat cu niște cacao. Auzi, vreau să te întreb ceva. Mușcă mai întâi. Vreau să te întreb. Mușcă, mușcă. Explicăm. Deci știi că era povestea aia despre oltence, că-s fierbinți. Oltencele-s fierbinți? Trebuie pe Maria. Nu, eu vreau să am de la Oltean. Spune tu. Oltencele sunt fierbinți? Eu sunt nu se vede. Ard. Da? Ard tot în casa mea. Ard din flăcări? Tot ce prind. Ești pasională. Da. Da? Și sensibilă și pasională și... Ești o femeie complet. Da, nu știu, cred că n-ar trebui să fiu atât de sensibilă. Mi-aș dori să nu fiu atât de sensibilă. Da? De ce? Te afectează foarte tare sensibilitatea pe care o deții? Da, aș vrea să fiu un pic mai puternică și uneori să nu sufăr din orice. Dar sunt destul de sensibilă, adică... Păi și nu te vinde și tu cumva că emoțiile astea nu s-au vinde. Poți? Da. Ești mare și poți. Mănânc și să vezi. Forță! Foarte, foarte frumos. Bravo. Așa, așa. Deci știi ce îmi place spre deosebire de invitatea noastră, Paula Chirilă? Băi, mănâncă, nu se joacă. Bravo. Deci i-am Claudia, bravo. Felicitările noastre. Păi de ce credeți, măi, că am dat Chirilă?
Nu, dar n-ai kilograme mult. Bine. Am câteva kilograme, 4. Ești foarte frumoasă. Dar le dai jos, mai dai jos până la urmă. Păi da, mai dau jos pentru că am prieteni foarte buni care au niște creme foarte bune. Oana, te iubesc. Da, ce să vedeți? E da, foarte... și știi ce fac, mă dau cu remaia. Așa. Și mă duc în parc și alerg. Da. Bravo. Da. Așa e, da. Da. Te îmbraci și după aia da. Fost cu parci. Și transpir. Da. Și transpir. Da, și foarte bine. Transpir și lucrează pe tine. Asta momentul. Am făcut... Aia care arde sau... Da, aia care arde. Aia de la... una care arde, una care nu arde. Oana și eu pe aia. Bravo. Bravo. E în regulă. Mergem mai departe. Ce vrei să faci până la sfârșitul anului? Niște piese noi, Marcela, nu mi-a făcut niște piese, acum le-am primit. Trebuie neapărat înregistrări. Da? Și restul ce-o mai dat Dumnezeu, că nu mai fac niciun plan. Nu-ți mai faci că niciun plan, am înțeles nu? Că planurile, știi cum se mine strigă... Păi nu știi că era vorba aia dacă vrei să faci Dumnezeu să râdă povestești de planurile exact. Tale? Exact. Deci ai renunțat la planuri. Am renunțat la planuri, da. Asta e bine. Da. Nu are că... decizia asta. Mm-hmm. Dar Dumnezeu dă. Mm-hmm. Așa că nu-ți face lucru. Nu, că lui că nu, el își face treaba. Da, că nu-i și nu stai acolo, se toate pe că nu situație. Face o obsesie de chestia da. Asta. Da, dar măcar... Crezi că ai făcut vreodată vreo obsesie de ceva? Și n-a fost bine, mm-hmm. nu? Odată și am greșit. Ai greșit, nu? Da. Bravo. E bine că te-ai relaxat acum. Da. Știu, să te relaxezi și mai tare dacă îți propui măcar un plan să faci o vacanță exotică doar tu și soțul tău. Da, chiar. Da. Auzi, mai ia puțin, ar trebui, că vreau să te întreb ceva. E prea dulce ăsta. Ia păi niște... să stai în Savarina, uite cum o aia, că e mai puțin dulce. Hai, dă-și un pic de Savarina. Doamne, iartă-mă ce e aici. Așa, mai ales. Băi, bravo, bravo. Băi, bravo, băi, da. Sunt bună de invitat la masă. Da, să știi, bravo. Deci tu faci pagubă de invitat, îți mănâncă tot, rașchetează, nu mănâncă nimeni după ea. Nimeni! Deci nu mănâncă nimeni. Ia, gustă, da. Da. Chiar a spus bun, colegul nostru, Alex, că vrea și el ceva. Alex? A? Ce? Dobreanu? Dobreanu, păstrează-te slab, Dobreanu, că n-ai da, ce să mănânci după... N-ai cum fața mea să... Ai vrea să schimbi ceva la fizicul, la trucul tău? Da, să slăbești 5 kg. În afară de asta. Atât. Atât? În rest, nu, m-am tuns. Mulțumesc este foarte buică. Bine. De la da. Craiova, am fost la Craiova, m-am tuns. Așa? Așa. Și mă simt foarte bine. Și vreau să slăbești 5 kg. În rest, vă rog frumos, mulțumesc că m-ați chiar. Ajutat. Stai, uite, mai ia puțină frișcă, că vreau să te mai întreb ceva. Mulțumesc, care este... Care este cea mai lungă vacanță pe care ai avut-o? În Canada. Cât? Mănâncă. 4-5 luni. Când asta? Acum 10 ani. 15. Da, lasă, băi. A fost la Mariana. Dar vacanța a fost. Acum 10 ani. Păi, dar nu poți să te duci și tu 2 săptămâni să uiți de toate alea? Închizi telefoanele, numai cu mama vorbești nu când trebuie. Nu pot, că mă sună Alex tot timpul să vin la emisiune și nu pot să-mi răspund. Auzi, vorbesc eu cu Alex și îți spun Alex, eu. Alex, dar voi, mi-e ok, ok. Dar știi de ce spun lucrurile astea? Nu, că visele se pot împlini așa. Păi da, știu. Păi și ce faci? Păi... Dă-le, mă scuzați. Dă-le, doamne, iartă-mă de cântări. Dă-le pe apă. Da. Nu poți, că vorba e vorba. Că-i place ecler. Ecler. Nu doar tu mlaică. Dar și amandina? Nu. Deci, mie nu-mi place dulce. Deloc. Mai e cu șaurma. Asta e cu cartofi prăjiți. Da, nu, dar mănânc doar ecler când îmi place ceva dulce, când aș vrea ceva dulce. Bine că am avut ecler. Auzi, dacă te enervează cineva... Da, te enervează cineva în lumea asta, cum reacționezi? Te duci, te dai la el sau îl ignori? Plâng. Lasă-mă, în raportare cu el, în raportare cu tine, îți faci rău, plângi. Adică nu-l confrunți. Nu. Nu? Nu. Pentru că am înțeles că în viața asta, dacă tu mă deranjezi pe mine, da. Înțeleg, înseamnă că tu așa vrei. Că așa-i felul tău și așa e. Și ce vreau să fac. Dacă eu trebuie să spun chestia asta, înseamnă, știi că nici nu mă pot supăra foarte tare, trebuie să înțeleg situația că unii oameni așa sunt. Care e cea mai ciudată? Mai au gură și după aia te mai întreb ceva. Care este cea mai ciudată nuntă la care ai fost? Deci care s-a întâmplat o chestie de asta spectaculoasă. Mănâncă frumoasă sau... Spectaculoasă, adică haioasă, ceva să ne distrăm. Toate sunt așa de frumoase, toate nunțile care am fost, toate sunt atât de frumoase. Fiecare soacră mai pompoasă, mai drăguță, mai rea, mai nu știu cum. Deci de la fiecare nuntă plec cu o amintire frumoasă. Nu știu, cred că una e mai frumoasă ca cealaltă. Nu ți-a rămas niciuna așa bine tipărită? N-a fugit niciodată nașa cu mirele? Nu. Da? Nu. Și nici n-am auzit după. A, păi nu, că... Deci pornoros să mă luați la nuntă să vă cânt o pop. A, nu s-au despărțit. Nu. E bine. Da? E bine. Asta e bine. Foarte frumos. Doamne ajută. Bun. E în regulă. O să cânti în 2 minute, să te las puțin să respiri, nu? Ca să, că după aia știți cum cântă, știți? Acele reacții mitocănești, când vezi câte unul care face... Dar de ce nu m-a spus înainte să cânt? Păi de ce? O, tu poți. Auzi, explică-și tu. Ce hap sunt să fi fost noi să cânti pe burta goală? N-aveai vlagă. Că m-ai chemat la emisiune? Da? Înțelegi? Că m-am
simțit foarte cu dragă. Da, dar viitoare să ne spui ce vrei, vreo ciorbă, tocăniță, să ne spui doar. Puteți să-mi aduce și mie așa niște fructe, niște chestii, trebuie să fructe? M-a spus așa, știi? Păi, da, am zis să fie provocarea, fan, așa este, știi? Mai vine din America, dacă, nu? Vă zic sincer, uite, struguri de la noi. Deci dacă îmi dădeați toate chestiile astea după ce cântam, uite așa, mâncam cu mâna. Dar mă... Data viitoare așa face. O doamnă dragă, trebuie să arăt ca o doamnă, da? Dar are îndreptate, da. Fata, ți intră carnea asta peste tot între dinți. Da, uite, s-a descurcat foarte bine. Foarte bine, și cu zâmbetul. Data viitoare să servi și niște scobitori, dar să fie calde. Nu, că n-am avut după ce... Și am o dantură vrea frumoasă. Mi se pare corect. Care e mâncarea ta preferată? Tot avem aici... Nu am o mâncare preferată, depinde ce am poftă, dar îmi plac foarte mult pastele. Pastele? Da? Pastele și îmi place și să mănânc așa o dată pe săptămână, chiar mănânc paste. Foarte frumos. Ce pregătești tu? Cum le faci? De exemplu, carbonara. Îmi plac mai mult fără carne, nu știu. Carbonara o fac fără carne cu ciuperci, nu știu. Fără șuncă, parcă. Da, mai pun și șuncă și așa. Și le pun la prăjit, dacă așa, după aia pastele la piept și le pun pe toate și pun sosul de smântână. Sosul ăla special. Da, un pic mai puțin din fiecare. Dar de ce e sosul tenez, dragă? Primul meu sos care am învățat să-l fac în viața asta e un sos de roșii. Așa se face, se pune ceapă, se pune roșii, se lasă să se dea așa la călit și apoi se pune usturoi. Deci bun. Simplu. Sună bine. Vei mi la masă. Vreau și eu. Da. Da. Data viitoare când mai mergem acolo la munte, o să te rog să faci sosul la o terasă. Știi cum a sunat Radu de la Sinaia și am zis, mi-a zis că fata plânge după mine, trebuie să vin neapărat la voi. Se pare corect. Da. Familie frumoasă.